Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii frumoase, o campanie nouă desfășurată pe site-ul editurii Herald despre sănătate și imunitate. Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate. Tu trebuie să vrei și noi îți arătăm cum poți. Pandemia și distanțarea socială au pus o presiune foarte mare asupra sănătății noastre fizice și mentale. Și iată, este momentul să acționăm și să restabilim echilibrul între sănătate și imunitate, iar, bineînțeles, restul va veni de la sine. În perioada 11-18 mai vă invităm prin intermediul titlurilor din portofoliul editurii Herald și mai ales din această frumoasă colecție, colecția Terapia, să vorbim alături de invitații noștri, terapeuți, fitoterapeuți, psihoterapeuți, coach, nutriționiști, despre cum putem menține în parametrii normali, în parametrii funcționali, în parametrii optimi, un sistem imunitar echilibrat care să ne ajute să avem o viață sănătoasă și împlinită, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihoemoțional. Astăzi, alături de noi, este Maria Mihailă, fitoterapeut, aromaterapeut, nutriționist la Getica Holistic Life și înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să vă prezint, așa cum facem de fiecare dată, în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, să vă prezint și o carte din colecția menționată puțin mai devreme. Este vorba despre colecția Terapia, și anume Principiile homeopatiei, așa cum au fost enunțate de Hahnemann și verificate de-a lungul unui secol de practică medicală de William Boerike, o carte publicată în colecția Terapia a editurii Herald, Principiile homeopatiei, pe care foarte mulți le știu, mai ales când vorbim despre terapii alternative, despre terapii holistice, despre terapii complementare la medicina alopată, medicina tradițională. Principiile homeopatiei, cum spuneam, prezintă într-o formă simplificată, dar esențializată, principalele idei ale lui Hahnemann, fondatorul homeopatiei, astfel încât să poată fi înțelese cu ușurință și de cei neinițiați. Deși astăzi homeopatia nu mai este receptată cu atâta neîncredere cum se întâmpla la începuturile ei, nevoia de a risipi prejudecățile este încă prezentă în spațiul reflecției și practicii medicale, iar cartea lui Boerike îndeplinește cu succes funcția de clarificare, am putea spune, a principiilor pe care s-a fundamentat acest domeniu curativ, și anume homeopatia. Încep discuția, Maria, din postura ta, aceea de fitoterapeut. Iată, vorbim despre rolul plantelor, vorbim despre rolul ceaiurilor, despre nutriție și calitate de nutriționist. Poate că trei perspective pe care le-am menționat puțin mai devreme, care în egală măsură toate ajută la menținerea unei stări bune de sănătate și mai ales atunci când vorbim despre sistemul imunitar, pentru că iată, în această perioadă toți am trecut prin stări de angoasă, de anxietate, poate că unii dintre noi ne-am și îmbolnăvit, cu siguranță alții am avut stări depresive. Și ce facem noi în așa fel încât să reușim, prin aceste terapii holistice, alternative, să reușim cumva să ne păstrăm starea aceasta de echilibru în sistemul imunitar, indiferent că vorbim despre un regim alimentar sănătos, că vorbim despre, nu știu, exerciții fizice, că vorbim despre o cură de detoxifiere, care probabil că este necesară întotdeauna la începutul primăverii, da, după ce venim, să presupunem, să spunem, cu un surplus de kilograme după perioada iernii, e nevoie de un soi de curățare, de detoxifiere. Și atunci, iată, aceste, hai să ne spunem, remedii naturiste vin în sprijinul nostru.
Așa este, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Sistemul nostru imunitar este practic sistemul nostru de apărare și tot ceea ce ați enumerat este practic în ajutorul organismului. Eu ca nutriționist recomand în primul și în primul rând o alimentație corectă, pentru că alimentația stă tot timpul la baza piramidei, indiferent dacă adăugăm plante sau adăugăm suplimente sau ceaiuri, diferite substanțe extrase din plante, de ce nu și homeopatia, așa cum ați precizat la începutul acestei conversații, toate trebuie să vină după alimentație. Alimentația, repet, este baza piramidei, este cea care ne face, ne duce într-o direcție bună sau ne face să fim sănătoși sau ne poate chiar îmbolnăvi la un moment dat și sistemul nostru imunitar are o foarte mare legătură cu ceea ce punem pe masă în fiecare zi. Sunt foarte multe persoane care vin la cabinet și atunci când, deși se apelează la un fitoterapeut, revin de fiecare dată la alimentație pentru că să ne aducem aminte cum făceau bunicii noștri. Ei, în primul și în primul rând, se hrăneau foarte sănătos cu alimente de calitate și se tratau cu plantele pe care le găseau pe câmp. Nu aveau nevoie de altceva, făceau mișcare fizică, îmbinau și exercițiul pe lângă aceste două lucruri și pur și simplu erau sănătoși fără să aibă o multitudine de suplimente, așa cum găsim noi în ziua de astăzi prin supermarketuri și prin magazinele naturiste. Deci cât mai puține medicamente. Cât mai puține medicamente, pentru că organismul nostru rezonează cel mai bine cu ceea ce punem pe masă și putem să adăugăm, bineînțeles, și substanțele din plante, extrasele sub diferite metode, fie că sunt homeopate, fie că sunt sucuri cu presare la rece, fie că sunt suplimente. Însă, repet, dacă nu avem o alimentație corectă, suplimentele, care ar trebui doar să suplimenteze, așa cum le spune și numele, pot fi uneori chiar inutile. Ceea ce vreau să mai adaug este că tot timpul trebuie să combinăm și mișcarea. Noi acum în perioada pandemiei am fost cumva constrânși să ne mișcăm mai puțin. Acest lucru nu a fost deloc un lucru bun, pentru că sistemul nostru imunitar, așa cum îi spune și numele, este un sistem care are nevoie de mult mai multe lucruri. Deci pe lângă alimentație și plante, el are nevoie și de mișcare. Pur și simplu punem în mișcare această apărare a corpului, mișcându-ne zilnic. Cam așa este schema generală a întăririi sistemului imunitar. Regimul alimentar, așa cum spuneai și tu, exercițiile fizice, nivelul hormonilor de stres, starea de sănătate a intestinelor și cantitatea de toxine din organism, defectuoasa gestionare a emoțiilor. Ne ducem și în zona aceasta de psihosomatică, atunci când în spatele unor, să le spunem, tulburări ale unor anumite organe, stă de fapt, dacă mergem la rădăcină, la cauză, vorbim despre cauze de natură sau cauze de ordin emoțional sau psihoemoțional. Felul în care noi reacționăm în anumite situații de viață, anumite comportamente adictive, și aici vorbim de dependențe, pentru că tot ai pomenit și acestea au rolul lor, tot ai pomenit despre importanța regimului alimentar. Când vorbim despre tulburări de alimentație, iată, ne ducem în mâncatul excesiv, mâncatul compulsiv, mâncatul pe fond emoțional. Anxietatea, atacurile de panică, depresia, insomnia, toate acestea au legătură cu felul în care funcționează sistemul nostru imunitar și influențează natura bolilor de care suferim și de care este bine să ținem cont când vrem să descoperim cele mai eficiente metode de tratament. Cum ai explica acest lucru? Cum l-ai dezvoltat? Da, sistemul nostru imunitar în proporție de 80% și are reședința în intestin și atunci când vrem să avem un sistem imunitar foarte bun, într-adevăr este foarte important să ne asigurăm că digerăm foarte bine ceea ce consumăm, pentru că intestinul nostru are rolul și de digestie, dar și de absorpție, iar atunci când în sistem
cu sistemul nostru gastrointestinal intră în conflict anumite alimente pe care nu le digerăm, pur și simplu și imunitatea devine mai lentă. Ce se întâmplă, de exemplu, în momentul în care nu digerăm, anumite reziduri se depozitează în sistemul nostru gastrointestinal, în mod special în intestinul subțire și gros, iar dacă ele rămân acolo, perturbă microflora, microbiomul intestinal este perturbat. Într-adevăr, aici avem nevoie de acel detox, de acea cură de detoxifiere, pentru a elimina acele reziduri, pentru că ce se întâmplă dacă ele stagnează, și atenție, pot stagna până la câțiva ani în zona aceea, ele, pe lângă faptul că împiedică digestia, împiedică și absorpția nutrienților, iar din punctul meu de vedere, degeaba consumăm o hrană sănătoasă dacă nu o digerăm complet. Pentru că orice digestie incompletă înseamnă și acumulare de toxine, înseamnă acumulare de reziduri la nivelul gastrointestinal. Deci, atenție, sistemul nostru intestinal depinde enorm de ceea ce se petrece în intestinul nostru. Ducând cumva conversația și în partea emoțională, psihosomatică, într-adevăr știu că s-a discutat de foarte multe ori că emoțiile ne blochează sistemul imunitar. Într-adevăr, sunt persoane care au preponderența de a se îmbolnăvi mult mai ușor atunci când trec printr-un impas, au o traumă, pur și simplu sistemul imunitar se blochează sau există riscul ca să existe o hiperreacție a sistemului imunitar. Ce se întâmplă atunci când există această hiperreacție a sistemului imunitar? Pur și simplu, sistemul imunitar atacă celulele corpului și apar degenerări. Așa se poate ajunge la probleme grave de sănătate, pentru că... la apariția unor boli degenerative. Exact, exact. Sistemul imunitar, în loc să-și facă treaba, să ne apere de virusuri și de bacterii, pur și simplu este blocat pentru că, în urma unor traume, nu înțelege ce se întâmplă și începe să atace propriul nostru organism. Așa, aș dori să fac o paranteză aici. Același lucru se întâmplă și când consumăm alimente care creează inflamație. Avem pe această listă foarte des alimentele care conțin alergeni, lactatele și glutenul. Atunci când consumăm aceste alimente și avem sensibilitate la ele, pur și simplu sistemul nostru imunitar nu știe dacă am consumat niște alimente sau pur și simplu au fost introduse în organism anumite bacterii și anumite virusuri. Și ce face el? Pur și simplu se apucă să atace acele particule din alimente și dacă le atacă în mod regulat, deci dacă consumăm alergenii în mod regulat și el începe să le atace în fiecare zi, pur și simplu apare această hiperreacție a sistemului imunitar, iar în timp, cercetătorii au descoperit că în timp această hiperactivitate a sistemului imunitar poate să ducă la probleme autoimune, la boli autoimune. În ziua de astăzi ne întâlnim foarte des noi specialiștii și medici, într-adevăr, probleme, mai ales la doamne, probleme cu tiroida autoimună. Tiroida autoimună a fost descoperit recent, studiile arată că această problemă de sănătate este strâns legată de intoleranța la gluten. Există din cunoștințele mele există și, dacă nu mă înșel, hepatita autoimună. Da, bineînțeles, există și hepatita autoimună. Iată că ficatul de obicei nu îl punem în această categorie a organelor de digestie. De obicei când ne referim la ficat știm că el are rolul să depoziteze anumite, să curețe în mod special, să curețe de toxine și să ne apere și el, însă are și un rol extrem de important în digestie, se ocupă de digestie, în mod special de digestia grăsimilor, a lipidelor. Atunci când nu ne hrănim corect, putem să ajungem în timp la probleme grave de sănătate care au legătură, de ce nu, și cu ficatul. În timp ce te ascultam, mă ducea gândul la o altă carte foarte dragă mie, din colecția Psihoterapia editurii Herald, pe care o recomand cu drag în orice circunstanțe. Este vorba despre Babette Rothschild, cu cele două volume ale cărții Corpul își amintește. Faptul că există o memorie celulară în ADN-ul nostru care ține minte
exact cum spuneai și tu, anumite, hai să nu le spunem neapărat traume, ci anumite episoade traumatice, mai ales din copilăria noastră, și se activează anumite răni emoționale ca adult în relațiile cu ceilalți. Ce se întâmplă cu organismul în momentul în care, hai să spunem, din punct de vedere psihoemoțional, corpul ne dă niște semnale. Uite, ori ne transmite aceste semnale, ori el își aduce aminte de anumite lucruri care au rămas acolo, întipărite în memoria organismului nostru, și de cele mai multe ori ne întrebăm, mai ales în cazul bolilor degenerative sau a bolilor incurabile, ne întrebăm, bun, de ce mi s-a întâmplat tocmai mie acest lucru, da? Și de fapt încercăm prin medicina tradițională alopată să rezolvăm efectul și nu cauza. Și este foarte posibil ca în spatele unei astfel de boli sau unei astfel de dereglări hormonale sau tulburare de orice natură să stea niște cauze de ordin emoțional. Da, așa este. De foarte multe ori în spatele problemelor de sănătate, cele palpabile stau de obicei lucruri pe care nu le vedem și, într-adevăr, sunt lucruri care pot veni, se pot instala acolo chiar și din viața intrauterină. De foarte multe ori la cabinet, ocupându-mă și de partea de medicină cuantică, prin anumite scanări cu aparatul SCIO, observăm dacă persoanele au preponderența de a face anumite boli, pentru că totul rămâne, așa cum ai spus și tu, impregnat în memoria celulară. Memoria noastră celulară, practic, este bagajul cromozomial, cum îmi place mie să spun, moștenit de la părinți, însă în unele cazuri putem să mergem în spate chiar și până la străbunici, pentru că efectiv traumele care s-au rămas în memoria celulară ne-au fost transmise ereditar, aș putea spune. De altfel și rezistența și capacitatea sistemului imunitar poate fi transmisă. Aici aș dori să punctez un lucru extrem de important. Sistemul nostru imunitar ține foarte mult și de faptul cum am fost aduși pe lume, cum am fost născuți. De exemplu, atunci cercetătorii au făcut studii și au arătat că sistemul imunitar al unui bebeluș care a fost născut natural este mult mai puternic decât sistemul imunitar al unui bebeluș născut prin cezariană, prin simplul fapt că printr-o naștere naturală microbiomul vaginal al mămicii se transmite la bebeluș, rămâne pe pielea bebelușului și atunci își dezvoltă mult mai ușor bacteriile bune. Așa cum spuneam, 80% din sistemul nostru imunitar are legătură cu bacteriile intestinale și, de ce nu, și vaginale în acest caz. Deci iată câteva lucruri la care poate nu ne gândim, însă sunt extrem de importante. Ne naștem cu un bagaj și emoțional, dar și un bagaj fizic care poate genetic. Să ne influențeze sănătatea, genetic, care poate să ne influențeze sănătatea de-a lungul timpului, iar ține de noi ceea ce facem de-a lungul vieții, să-l păstrăm sau să-l îmbunătățim, pentru că dacă știm unde avem sensibilități, dacă știm cum să ne ascultăm organismul, știm și ce să prevenim. Nu există, din punctul meu de vedere, o problemă moștenită, există doar tendința de a moșteni acea problemă. În decursul vieții, dacă știm că avem acea sensibilitate, printr-o alimentație corectă, printr-un stil de viață sănătos, putem să modificăm chiar și acest lucru. Deci nu există neapărat un destin, ci există doar un stil de viață care poate să ne ducă într-o direcție sau în alta. Sau chiar dacă avem, să zicem, o anumită predispoziție, dacă ne gândim din punct de vedere al psihogenealogiei, dacă avem o anumită predispoziție, nu știu, am aflat întâmplător, să spunem, de la un bunic sau de la unul dintre părinți, că un străbunic sau o străbunică suferea de o anumită boală, de care constatăm că, uite, suferim și noi de acea tulburare. Și se pare oarecum ciudat cum s-a făcut lucrul acesta, transmisia asta, să spunem, genetică. Dar, într-adevăr, așa cum spuneai, iată, prin intermediul acestor remedii pe care le avem la îndemână,
că vorbim despre regim alimentar, că vorbim despre exerciții fizice, că vorbim despre fructe, legume, fibre, plante, ceaiuri și așa mai departe și tot ce ține de partea aceasta de curățare și de detoxifiere, printr-un stil de viață sănătos reușim cumva să schimbăm ceva acolo în ceva unde exista, să spunem, un soi de amprentă genetică. Așa este, atunci când avem această amprentă genetică și știm de ea, este bine să începem din timp, chiar dacă nu avem simptome, pentru că dacă lăsăm să-i se instaleze problema, este foarte, foarte greu ca să, fiind și pe cale genetică, să spun așa, este foarte greu să o putem trata complet, putem ameliora, însă dacă aflăm de la străbunici sau de la părinții, bunici și părinți că au avut o anumită sensibilitate, este bine prin alimentație și cu ajutorul plantelor, chiar dacă nu avem simptome, să mergem în acea direcție, pentru că dacă avem o îndrumare și, de ce nu, apelăm și la un fitoterapeut, acele plante nu or să ne facă rău și putem să prevenim, repet, chiar dacă nu s-a instalat absolut niciun simptom. 90% din cazuri există această predispoziție, dacă părinții sau bunicii sau străbunicii au avut o sensibilitate, să o avem și noi, suntem legați, vrem nu vrem, de generația din spate și suntem legați și de copiii cărora, pe care îi naștem și atunci, ca să nu le transmitem la rândul nostru o anumită sensibilitate, este bine să acționăm, repet, chiar dacă nu avem simptome specifice. Da. Un sistem imunitar scăzut este egal cu un organism predispus la îmbolnăviri frecvente și stare generală proastă. Pentru că este foarte important să adoptăm un stil de viață sănătos și să ținem aproape acei câțiva aliați de bază în lupta pentru sănătate. Vrei să mai continui? Da, voiam să spun că tot timpul îmi place să fac corelație între sistemul nostru imunitar, așa cum îi spune și numele, este un întreg sistem și îmi place să-l compar cu o mașină. Dacă avem o mașină și o întreținem bine, putem să o păstrăm zeci de ani, dar atenție, trebuie să-i schimbăm piesele pe care se uzează și trebuie să-i dăm un combustibil bun. Combustibilul bun ar fi o alimentație corectă, piesele pe care trebuie să le reînnoim ar fi, practic, niște nutrienți pe care trebuie să-i aducem organismului ca să se regenereze și dacă am vorbit despre alimentație, aș dori să aduc acum discuția în partea de nutrienți. La nutrienți după alimentație avem superalimentele. Ce fac aceste superalimente? Sunt alimente cu rol de medicament, sunt alimente pe care atunci când le consumăm ne ajută să ne însănătoșim zi de zi, fără să mai apelăm la suplimente de altfel. Și pe lista aceasta aș pune toate produsele apicole. Apicultura, din punctul meu de vedere, este un alt. Produsele apicole sunt un aliat de nădejde. Avem pe primul și pe primul loc mierea, polenul, lăptișorul de matcă, de ce nu și antibioticul natural propolisul. Iar la superalimente avem și ciupercile medicinale, de asemenea avem și algele precum spirulina și clorela, care ne detoxifică organismul într-o manieră foarte lentă, dar extrem de eficientă. Și aș merge după aceste superalimente și la plante. Plantele vin cumva în categoria, le-aș spune eu, în categoria suplimentelor, a ceaiurilor sau a extraselor de diferite feluri. La superalimente am uitat de condimente. Condimentele naturale precum busuiocul, oregano, salvia, cimbrișorul. La condimente putem să punem și clasicul usturoi, pe care știm că îl consumau bunicii noștri ca antibacterian de succes. Și apoi putem să mergem la extrasele din plante. Deci în această ordine, alimentația, superalimentele, plantele procesate și extrasele din plante. La aceste extrase din plante avem foarte multe, fitoterapia este atât de complexă, mai ales fitoterapia din România, avem foarte multe, o varietate în flora noastră spontană.
Într-adevăr, oregano este cel, din punctul meu de vedere, chiar dacă îl consumăm sub formă de tinctură sau sub formă de ceai, este foarte eficient. Cel mai recomandat, aș spune eu, ar fi sub formă de ulei esențial. Uleiul esențial de oregano este un puternic antiviral și antibacterian, întărește sistemul imunitar și toate acestea, consumându-le cumva cu regularitate, pot fi un aliat de nădejde. Dragii noștri, am vorbit astăzi în cadrul campaniei Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate despre ce înseamnă remediile naturiste care ne pot îmbunătăți viața, ce înseamnă un regim alimentar sănătos, ce înseamnă exercițiile fizice. Alături de noi a fost Maria Mihăilă, fitoterapeut, aromaterapeut, nutriționist la Getica Holistic Life. Îi mulțumim foarte mult. Iar cartea pe care am ales-o totdeauna, cum facem noi, ca prezentare pentru dumneavoastră, dragi cititori, Principiile homeopatiei, așa cum au fost enunțate de Hahnemann și verificate de-a lungul unui secol de practică medicală, o carte publicată în colecția Terapia, o carte scrisă de William Boerycke cu o copertă foarte sugestivă, în care apar plante sub formă de prafuri. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Aș încheia cu o altă formulă în cadrul acestei campanii, a acestui interviu. Să aveți o zi frumoasă în continuare, lectură plăcută și rămâneți sănătoși. Vă mulțumim, numai bine, la revedere!